Thank you for tuning in to Faith Connection. Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe. Obrigado por sintonizar a conexão da fé. Bine-ați venit la emisiunea Conexiunea Credinței, emisiunea care vă ajută să vă apropiați de Dumnezeu. Bine ați venit la emisiunea noastră. Sunt pastorul Radu Oprea de la Biserica Baptistă Emanuel Timișoara. Adesea ne întrebăm care este semnificația, înțelesul, rostul problemelor prin care trecem. Cum să le înțelegem? Care este perspectiva dumnezeiască asupra greutăților, momentelor dificile din viața noastră? Solomon, în Vechiul Testament, în Cartea Ecleziastul, ne spune că a încercat un experiment care nu mai fusese încercat până atunci, probabil de nimeni altcineva și cu siguranță nu la nivelul la care îl încearcă el. Se uită în jurul lui și spune: vreau să văd pentru ce merită să trăiești viața. Care sunt lucrurile în care merită să-ți investești resursele, timpul, anii, banii, pasiunile, într-un cuvânt, viața. De aceea spune: am hotărât să-mi veselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune și să stărui astfel în nebunie până voi vedea ce este bine să facă fii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieții lor. Cu alte cuvinte, Solomon spune: vreau să fac un experiment existențial pe mine însumi. Am toți banii din lume, am resurse aproape nelimitate, am imaginație debordantă, am înțelepciune, vreau să văd dacă împlinindu-mi toate dorințele, dacă împlinindu-mi toate doleanțele sufletului, spune el, tot ce au văzut ochii mei le-am dat, tot ce și-a dorit inima mea i-am dat. Dacă pot fi tot timpul fericit. Concluzia lui Solomon în Cartea Ecleziastul este că este o vreme pentru toate lucrurile și chiar dacă vei încerca să fii doar fericit, este o vreme în care te apropii de îmbrățișări și inevitabil vine și vremea când te depărtezi de îmbrățișări. Este o vreme pentru râs, o vreme pentru plâns, o vreme pentru aruncatul pietrelor, o vreme pentru strânsul pietrelor. Așa este existența umană. Așa este viața omului pe pământ. O vreme pentru toate. Și cel mai greu lucru pentru noi este ca în relația cu Dumnezeu să integrăm aceste situații. Dacă toate ar merge bine, dacă ne-ar merge doar bine pe pământ, ne-ar fi simplu să vorbim despre Dumnezeu. Ne-ar fi simplu să spunem: crede în Dumnezeu și îți va fi bine. Apropie-te de Dumnezeu, adu-L pe Dumnezeu în viața ta și toate vor merge bine. Realitatea este că trăim o viață în care chiar și atunci când îl chemăm pe Dumnezeu în viața noastră, trecem prin momente dificile, prin momente de cumpănă. Dar Biblia are o perspectivă specială asupra explicării acestor momente, asupra înțelegerii cauzelor și rezolvărilor cu privire la aceste momente. Pentru a aborda o asemenea problemă, vreau să vă invit să citim unul dintre probabil cele mai cunoscute texte din Scriptură. Este vorba despre momentul în care Domnul Iisus Hristos face prima lui minune. Deschideți, vă rog, împreună cu mine Scriptura la Evanghelia după Ioan, capitolul 2, și vom citi împreună începând de la versetul 1. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Iisus era acolo. Și la nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii lui. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Iisus i-a zis: nu mai au vin. Iisus i-a răspuns: femeie, ce am a face eu cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Mama lui le-a zis slugilor să faceți orice vă va zice. Și acolo erau 6 vase de piatră puse după obiceiul de curățare al iudeilor și în fiecare vas încăpeau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a zis: umpleți vasele acestea cu apă. Și le-au umplut până sus. Scoateți acum, le-a zis el, și duceți nunului. Și i-au adus. Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta, slugile însă care scoseseră apa știau, a chemat pe mire. Și i-a zis: orice om pune la masă întâi vinul cel bun. Și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. El și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. O nuntă. Toți cei care au participat vreodată la organizarea unei nunți, mai ales în ultimii ani, știu că pregătirea unei nunți poate să fie un eveniment extrem de stresant. Rochie, costum, loc unde să-ți organizezi slujba religioasă, loc unde să se organizeze petrecerea de după, care trebuie în ultima vreme
rezervat chiar și un an, dacă nu mai mult înainte, formație muzicală care să-ți întrețină atmosfera, mâncare și așa mai departe. Încercăm să facem ca fiecare detaliu să fie perfect. Aceasta nu este o experiență nouă. Dintotdeauna oamenii au vrut ca nunțile să fie un eveniment special, un eveniment perfect. Cu cât o nuntă este mai bogată, este mai fastoasă, presupune mai mulți musafiri, presupune cheltuieli mai mari, cu atât există elemente care pot merge prost. Există mai multe elemente care pot să meargă rău. Avem de-a face cu o nuntă a unei familii de oameni bogați și vă voi explica imediat de ce. Avem de-a face în Cana cu o nuntă la care Domnul Iisus Hristos împreună cu ucenicii este invitat ca nuntaș, ca musafir, ca participant. Suntem probabil în a treia zi a nunții. Unele dintre nunțile evreilor durau mai multe zile, funcție de bogăția familiei care organiza, funcție de statutul social, funcție de numărul de musafiri care erau așteptați să participe la nuntă, funcție de imaginea pe care familia respectivă voia să o proiecteze în societate, de statutul pe care trebuiau să-l mențină. Nunta dura de la o zi până la mai multe zile. Suntem probabil la a treia zi a unei nunți importante. Suntem probabil în a treia zi a unei nunți unde comunitatea de oameni din jurul lor, din jurul Capernaumului, din Cana, din celelalte localități în Galileea, veneau, plecau, veneau, plecau, veneau, plecau. Cu cât timpul trece mai mult, cu atât lucrurile sunt lucruri care pot să nu meargă bine. Deci nu e nicio surpriză ieșită din comun faptul că în a treia zi a nunții li s-a terminat ceva. Ceva dintre elementele esențiale pentru atmosfera unei nunți s-a dus. Nu mai este. Este vorba despre vin. Vin care juca un rol important și la nunțile evreilor din vremea aceea, în întreținerea atmosferei, consumat cu moderație, în mod special în vremea aceea, consumat pentru plăcerea de a bea un pahar cu vin și pentru faptul că adesea era folosit în combinație cu apa pentru a da apei un gust plăcut. Vinul era important pentru o nuntă. Așa că atunci când s-a terminat vinul, cumva Maria, mama Domnului Iisus, implicată într-o măsură despre care nu știm cât este de mare în nunta aceea, vine la el. Vine la Mântuitorul, la fiul ei, care încă nu făcuse nicio minune, spune Ioan, și îi spune, nu mai au vin. De aceea și replica Domnului Iisus este, pentru început, ușor de înțeles, și de ce vii la mine? De ce vii la mine când nu mai au vin? Ce sunt eu, podgorean? Ce am eu? Am magazin de băuturi alcoolice să mă duc și să suplimentez nevoia lor? Răspunsul Domnului Iisus are o mai mare conotație, o înțelegere mai profundă, și anume, n-ar fi vrut neapărat să-și înceapă minunile acolo. Dar profită de faptul că ucenicii sunt acolo, de faptul că probabil nunta era oarecum legată de familia lui și folosește ocazia aceasta a unei crize într-un moment de sărbătoare, a unei crize ce putea fi evitată printr-o pregătire mai bună, dar care, iată, vrei nu vrei, apare, pentru a-și arăta puterea, pentru a arăta cine este el. Și ne învață și ne arată o perspectivă specială asupra crizelor din viața noastră. Maria se duce la Iisus și îi spune, nu mai au vin. Asta este problema cea mai mare a acestei nunți. Însă dacă ne uităm cu atenție, vom vedea că există două tipuri de vase la nunta aceasta despre care știm cu siguranță. Și amândouă sunt goale. Primul, sunt vasele în care era vinul. Că ar fi fost butoaie, mai rare în vremea aceea, și vase de altă natură, sau, cel mai probabil, burdufuri. Burdufuri din piei de animale care au fost achiziționate, umplute cu vin și puse și păstrate pentru evenimentul acela, probabil o perioadă mai lungă de timp. Calculul nu e suficient de bun, lumea multă vine pe parcursul mai multor zile și iată, vinul se termină. Și toată lumea probabil este nemulțumită. Cum să n-avem vin? Cum să nu ne simțim bine? S-a dus sursa împlinirii noastre, sursa bucuriei noastre la evenimentul acesta. Și venind la Iisus, nu știu cu ce așteptări au venit, Maria e clar că
nu știe nici ce va face Mântuitorul, fiul ei, încât spune slugilor să faceți orice vă va zice. Nu știa cum va aborda problema. Și abordarea Domnului Iisus este cel puțin surprinzătoare. Se uită în curtea acestui eveniment, în viața acestor oameni și ne atrage atenția asupra existenței unui alt set de vase goale. În versetul 6, textul spune: acolo erau 6 vase de piatră puse după obiceiul de curățare al iudeilor și în fiecare vas încăpeau câte 2 sau 3 vedre. Încă un set de vase care trebuie umplute. Ce erau vasele acestea? Ele sunt foarte importante. Vasele acestea erau vase de piatră pe care în general familiile evreilor le aveau în gospodărie, în casă. Erau ținute pline cu apă pentru că atunci când membrii familiei veneau acasă, de la muncă, din oraș, de peste tot, să practice o spălare ritualică de curățire. Își spălau mâinile, își spălau fața și își stropeau capul. Însă, în felul acesta, evreul spunea: m-am curățit de întinarea pe care am adus-o asupra mea, în mod inevitabil umblând prin oraș. Lucrul ăsta ne-l spune Domnul Iisus la un moment dat, când vorbind cu ucenicii cu privire la spălarea picioarelor în noaptea ultimei cine, le spune: cel ce s-a scăldat trebuie să-și spele din când în când picioarele. Cu alte cuvinte, trebuie să aibă grijă la faptul că umblând prin lumea aceasta, inevitabil te murdărești și trebuie să treci printr-o curățire. Trebuie să fii atent la starea ta spirituală. De aceea, la evenimente de genul acesta, familiile care erau și religioase, erau și credincioase, erau și atente la trăirile celor din jurul lor și la relația cu Dumnezeu, aveau cel puțin un asemenea vas. Aici avem 6 vase. 6 vase și nu vase mici, ci vase mari. Vorbim despre sute de litri de apă. Vase care au fost luate și au fost instalate în căile de acces către casa unde avea loc nunta. Fără îndoială au fost pline. În prima zi au fost pline, poate au fost umplute și a doua zi, dar în momentul acesta Domnul Iisus Hristos spune: umpleți-le, pentru că și ele erau goale. Nu știu dacă erau goale de tot sau dacă erau goale parțial, dar erau goale. Domnul Iisus Hristos nu le spune: duceți-vă și umpleți burdufurile de vin care s-au golit. Duceți-vă și umpleți vasele în care a fost vinul până acum și apa pe care o veți pune în vasele acelea se va transforma în vin. Nu, le spune: umpleți vasele de curățire. Lucru esențial pentru înțelegerea ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună cu privire la modul în care trebuie să înțelegem problemele din viața noastră. De ce direcționează Domnul Iisus, de ce direcționează Mântuitorul servitorii, slugile, către vasele de curățire și nu către vasele din care se golise vinul? Ucenicii lui se uită la el și ucenicii lui, ne spune textul, că au plecat de acolo crezând în el. Au plecat de acolo la începutul lucrărilor împreună, la începutul activităților împreună, văzând puterea și înțelegerea și percepția Mântuitorului Hristos asupra vieții. Și toată viața lor împreună are să fie un timp în care ei se formează, un timp în care ei lucrează, un timp în care ei devin adevărați ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus îndreaptă slugile și le spune: duceți-vă și umpleți vasele de curățire cu apă. Și vasele acelea erau goale. Nu știm de când, nu știm pentru câtă vreme, dar știm că nu s-a plâns nimeni de ele. Observăm în textul nostru că nimeni nu vine să spună: mulțumesc că m-ați invitat la masă, la nuntă, mulțumesc că v-ați invitat la petrecere, dar nu pot intra la petrecerea voastră. Nu pot să intru în casa voastră și să petrec până când nu-mi spăl mâinile, până când nu-mi spăl fața, până când nu-mi spăl capul. Cum să mă invitați în casa voastră la o asemenea petrecere, la un asemenea eveniment important, dar nu-mi dați apă de curățire? Observația aceasta nu o face nimeni. Nimeni nu se plânge de absența elementului care celebra prezența lui Dumnezeu în locul acela. Nimeni nu se plânge că nu este apa de curățire și vasele sunt goale. Probabil oamenii venind au trecut pe lângă ele, au văzut că nu este apă și au spus: asta este. Asta este, mergem direct la masă, mergem direct la petrecere. Dar în momentul în care au întins cupa, pocalul, pentru ca să li se toarne în el vin și li s-a spus: nu mai este vin, imediat au avut probleme. Imediat au început să comenteze, comentariile lor ajungând la Maria. Adesea găsim în viața noastră o relație, o situație asemănătoare. Ne uităm la lucrurile care ne aduc împlinirea. Resurse materiale,
bani, reușite profesionale, relații care ne împlinesc. Și câtă vreme vasele acestea sunt pline, suntem fericiți. Câtă vreme suntem sănătoși, câtă vreme suntem tineri, câtă vreme suntem înconjurați de copiii noștri în casele noastre, câtă vreme avem un renume bun, avem o reputație bună, câtă vreme oriunde sunăm, telefonul, apelul este preluat și ni se răspunde, suntem fericiți și suntem împliniți și bucuroși și viața are sens. Dar inevitabil, în viața noastră, va veni și ziua când vei suna și cel pe care vrei să-l chemi în ajutor nu-ți va mai răspunde, dintr-un motiv sau altul. Inevitabil va veni ziua când, uitându-te la o radiografie, la rezultatul unor analize, vei auzi medicul care spune, ai o boală, s-ar putea să fie incurabilă. Inevitabil vine ziua când vei primi un telefon și ți se va spune că cineva drag a murit. Inevitabil va veni ziua când vasele acestea se vor goli și vei încerca să storci din ele ultimele picături de satisfacție, de fericire, de împlinire. Și ele se vor goli și vei face tot ce poți pentru a le umple și vei reuși. Uneori și pe unele din ele. Dar tot la fel de inevitabil, se vor goli iarăși și iarăși și iarăși. Toate aceste lucruri se întâmplă în viața noastră. Chiar dacă ești un credincios, chiar dacă ești copil al lui Dumnezeu, chiar dacă lucrurile acestea nu pot fi evitate. Fac parte din viața noastră de credință, fac parte din relația noastră cu natura noastră umană. Și atunci, ce trebuie făcut? Trebuie să nu uităm că în viața noastră mai este și un alt set de vase. Sunt vasele relației noastre cu Dumnezeu. Sunt vasele în care devoțiunea noastră față de Domnul, relația noastră cu Dumnezeu, credința noastră trebuie îngrijită. Trebuie să avem grijă să nu le lăsăm să se golească. Sunt vasele acelea în care trebuie să avem grijă să punem mereu și mereu apa relației cu Dumnezeu. E atât de important pentru noi să ne asigurăm că vasele acelea rămân pline. Pentru că odată umplute vasele acelea, odată ținute pline și îngrijite, vasele relației acelea cu Dumnezeu, impactul lipsei vinului din burdufuri va fi mult mai mic. Vreau să ne gândim puțin iarăși la nunta din Cana. Ce-ar fi însemnat ca toți musafirii de la nunta aceea să fi spus, da, am venit să ne simțim bine, da, am venit să mâncăm bine, am venit să bem bine, dar înainte de toate, am venit să sărbătorim ceea ce face Dumnezeu în viața acestor doi tineri care se căsătoresc. Am venit să celebrăm ceea ce Dumnezeul nostru lucrează în familia voastră. Oh, vi s-a terminat vinul? Nici o problemă. Adică sigur că nu ne bucurăm, dar putem trece peste asta. Fiindcă avem o sursă mai importantă de împlinire, de bucurie și de fericire decât cea pe care o aduce vinul. Da, sursele acestea temporare sunt importante și da, trebuie să avem grijă să le reumplem și să ne îngrijim de ele. Dar ele se vor goli inevitabil. Ele cu siguranță într-o zi vor avea ultimele picături stoarse din ele. Vreau să vă spun ceva. Vreau să vă spun că Domnul Iisus Hristos ne aduce fiecăruia dintre noi următorul mesaj. Îngrijește-te de inima ta. Îngrijește-te de relația ta cu Dumnezeu. Îngrijește-te de ceea ce este esențial în viața ta. Umple vasele acelea, nu le lăsa să se golească. Oh, și dacă vasele de curățire din viața mea, adică credința mea, relația mea cu Dumnezeu, neprihănirea mea, rugăciunea mea, citirea Bibliei, postul, slujirea sunt pline, înseamnă că celelalte burdufuri nu se vor goli? Ba da, cu siguranță se vor goli. Cu siguranță într-o zi ele vor fi goale. Le vei putea umple la loc pe unele dintre ele, așa cum am spus. Dar dacă vasele de curățire sunt goale, dacă viața ta spirituală este una care nu are consistență, este una pe care o neglijezi, indiferent cât de mult vei pune în vasele în care este vinul, indiferent ce formă ia vinul acesta, într-o zi vei fi gol, într-o zi vei fi neîmplinit. Solomon avea toate resursele. Solomon avea tot ce îi trebuia ca să fie mereu
și mereu împlinit și fericit. Și cu toate astea ajunge la concluzia că orice ai face, nu poți fi totdeauna fericit. Singurul lucru care aduce în viața noastră împlinirea deplină, împlinirea completă a tuturor domeniilor vieții noastre, este lucrul acesta. Și atunci când Dumnezeu împlinește viața noastră, atunci când Dumnezeu aduce în viața noastră împlinirea aceea, ea este cu mult mai mare decât cea pe care o aduce partea materială a vieții. Ascultați, în versetul 8. Scoateți acum, le-a zis el, și aduceți nunului. Nunul este omul care ar fi trebuit să se asigure că toate merg bine. Era cel căruia i s-au încredințat toate resursele în mână și i s-a spus, acum ocupă-te ca toate să meargă bine. Acum ocupă-te ca toate lucrurile la nunta aceasta să fie în regulă. Și nunul știa că s-a terminat vinul. Se împăcase cu gândul acesta pentru că se gândea, atâta vin este. Omul e surprins. Uitați-vă, vă rog frumos, ce spune Scriptura în versetul 9. Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, fără să știe de unde venea vinul acesta, el credea că mirele avea o altă resursă pentru vin mai bun și intenționat, a ținut-o ascunsă până la final, l-a chemat pe mire. Și a reproșat spunându-i așa, orice om pune la masă întâi vinul cel bun și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Ce reproșează nunul mirelui? Ai pus la început un vin obișnuit, un vin ieftin, pe care l-ai cumpărat cu bani puțini. Și mai mult timp, poate câteva zile la rând, ne-ai dat să bem din vinul acesta până când ne-am săturat de vin. Și acum, de-abia la final, ne dai vinul cel bun, vinul care are gust, vinul care e plăcut de băut. Nunul crede că mirele, în mod intenționat, a păstrat vinul cel bun la sfârșit. Ce ne spune de fapt aici întâmplarea noastră? Ne spune că bucuria pe care o aduce vasul de curățire, vinul care vine din vasul de curățire, nu din burdufurile obișnuite, este mult mai mare decât vinul, decât bucuria pe care o aduce vinul lumii acesteia. Domnul Iisus Hristos comunică ucenicilor lui, ne comunică nouă în întâmplarea aceasta, că împlinirea pe care o vei avea atunci când te îngrijești de partea spirituală a vieții, împlinirea pe care o vei avea atunci când ai grijă de vasele tale de curățire, este mult mai mare decât aceea pe care ți-o aduce împlinirea, decât împlinirea pe care ți-o aduc burdufurile de vin din viața ta. Ce înseamnă asta? Înseamnă că voi fi întotdeauna mai sănătos dacă mă rog mai mult, sau dacă postez mai mult, voi avea mai mulți bani, sau dacă slujesc mai mult, voi avea un serviciu mai bun? Nu neapărat. Nu obligatoriu. Este vorba despre împlinirea sufletului. Domnul Iisus Hristos vine, spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Domnul Iisus se atinge de inima noastră în mod direct, de sufletul nostru în mod direct. Și împlinirea sufletului pe care o aduce în viața noastră este inegalabilă, este incomparabilă cu orice împlinire, pentru că împlinirea pe care o aduce vasul de curățire, relația cu Dumnezeu, împlinirea pe care o aduce cultivarea vieții spirituale, este mai profundă decât orice bucurie pe care o aduc lucrurile lumii acesteia. Nunul a constatat asta și orice om care are grijă de relația lui cu Dumnezeu, are grijă de vasele lui de curățire, poate mărturisi lucrul acesta. Poate spune, da, chiar dacă sunt un om credincios, am probleme. Trec prin încercări, trec prin necazuri, trec prin suferințe, este inevitabil lucrul acesta. Dar dacă te îngrijești de viața ta spirituală, de inima ta, așa cum zice Scriptura, ai grijă de inima ta, căci din ea ies izvoarele vieții, viața ta va fi una împlinită. Viața ta va fi una care va aduce bucurie celor din jur. Ucenicii Domnului Iisus pleacă de la nunta din Cana încrezători în învățătorul lor. Ucenicii Domnului Iisus sunt martori la această întâmplare, văd ce face Iisus și evident sunt impresionați de puterea Lui, sunt impresionați de capacitatea Lui de a purta nu numai de grija nevoilor oamenilor în mod natural, pentru că dacă Iisus ar fi avut bani, ar fi cumpărat vin și ar fi dat, ar fi fost impresionați de generozitatea Lui. Dar ei sunt impresionați de faptul că Iisus este capabil să facă ce a făcut. Iată ce spune textul. Scriptura spune,
ucenicii lui, el și-a arătat slava lui și ucenicii lui au crezut în el. Suntem oameni. Suntem oameni care trăiesc în lumea aceasta și vom trece prin necazuri. Dar vrem în același timp să fim ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Vrem să dezvoltăm o relație cu Dumnezeu care să atingă inima noastră și să-i ajute și pe alții să creadă în El. Uneori crizele noastre sunt ocazia perfectă ca Dumnezeu să-și arate slava. Uneori crizele noastre sunt prilejul cel mai potrivit ca Dumnezeu să lucreze, doar că Dumnezeu nu lucrează cum ne așteptăm noi. Noi ne-am rugat ca Dumnezeu să ne dea sănătate și am așteptat ca a doua zi să fim sănătoși. Da, Dumnezeu face asta și vă încurajez din toată inima să vă rugați pentru vindecare. Dumnezeu vindecă boli, Dumnezeu are puterea să vindece. Uneori ne rugăm pentru prosperitate materială și ne-am aștepta ca Dumnezeu, într-un mod sau altul, să umple conturile noastre și buzunarele noastre. Rugați-vă lui Dumnezeu atunci când treceți prin situații de lipsuri, prin necazuri, prin situații când burdufurile dumneavoastră sunt goale. Dar surprinzător este că adesea Dumnezeu lucrează altfel decât credem noi. Și gloria pe care o primește Dumnezeu în urma felului în care lucrează este mai mare decât cea pe care ar primi-o dacă ar lucra cum ne gândim noi. Dacă ar lucra așa cum vrem noi. Cât de mare este gloria lui Dumnezeu în ochii oamenilor atunci când un om credincios care n-a fost vindecat de boala lui, rămâne credincios și îl glorifică pe Dumnezeu și spune: mulțumesc lui Dumnezeu pentru suferința mea. O, toți putem mulțumi pentru vindecare. Toți putem mulțumi pentru îmbogățire. Toți suntem capabili să spunem lui Dumnezeu: Doamne, mulțumesc pentru că mi-ai dat. Dar ce te faci când Dumnezeu își întinde mâna și ia ceva din viața ta? Iov este probabil exemplul cel mai relevant în privința asta. După ce Dumnezeu se atinge de el, după ce Dumnezeu îi ia practic tot, exceptând viața, Iov se întoarce spre Dumnezeu și spune: Dumnezeu a dat. Toate sunt de la el. Domnul a dat. Domnul a luat. Fie numele Domnului binecuvântat. Cum e posibil să-L binecuvântezi pe Dumnezeu în mijlocul lipsurilor? E posibil să fii fericit și împlinit în mijlocul necazurilor? E posibil că atunci când n-ai nimic să-L glorifici pe Dumnezeu, să nu te răzvrătești, ci să fii mulțumitor în toate lucrurile? Da. Dacă recunoști că Dumnezeu lucrează, dacă ai grijă de vasele spirituale ale vieții tale, s-ar putea să nu fie la fel de multe și la fel de mari precum la nunta din Cana. Dar Dumnezeu te cheamă să cultivi spiritualitatea în viața ta, să cultivi relația cu El. Nu lăsa să se golească vasele spirituale ale vieții tale. Și dacă vasele spirituale vieții tale vor fi pline, în ziua când burdufurile de vin vor fi goale, criza prin care vei trece nu va fi la fel de mare. Vei putea administra criza aceea. Dumnezeu te va putea trece prin ea și bucuria pe care o vei avea, că deși multe lucruri lipsesc, Dumnezeu este prezent în viața ta, va fi inegalabilă. Bucuria și fericirea te vor însoți în toate zilele vieții tale dacă îl vei avea pe Dumnezeu alături de tine și dacă vei face din Dumnezeu sursa bucuriei tale. Vă mulțumim că ați urmărit emisiunea Conexiunea Credinței, emisiunea care vă ajută să vă apropiați de Dumnezeu.